Bine ne-am regăsit la etalarea pentru zodia Gemeni, persoane cu ascendent în Gemeni, persoane cu luna în Gemeni, etalare pentru luna februarie 2019. Prezentarea generală a etalării o regăsiți într-o filmare pe care am postat-o pe YouTube pentru prezentarea generală a etalării lunii ianuarie 2019. Am spus că vom menține același tip de etalare și vă rog să, dacă ați uitat sau dacă vreți să vă reamintiți, să accesați acea filmare. Haideți să vedem ce se întâmplă pentru Gemeni în această lună. Prima carte, contextul general, cartea ancoră a acestei etalări este cartea numărul 0, deci Nebunul, un nou început. Deci pentru Gemeni este luna februarie, este o lună frumoasă, o lună plină de entuziasm, se poate de neprevăzut, pot să înceapă noi activități, da? Pot să apară surprize, pot să apară influențe exterioare, deci ceva nou, da? După cum vedeți, nebunul și-a luat de saga la spinare și pleacă în drumul lui cu mult, mult entuziasm, da? Și cu multă încredere în sine. Deci este o atmosferă generală pentru Gemeni, caracteristică unui nou început, unor lucruri noi, ceva nou pe care ei îl vor începe. Din punct de vedere al planului emoțional, relațional, este o carte interesantă, doar respiră. Da? Este o carte, după cum vedeți, de reconectare, reconectare cu sinele nostru divin, reconectare la ceea ce este autentic în noi. Prin respirație noi ne conectăm nu numai la sinele nostru, ne conectăm la lumea exterioară, ne conectăm la lumea materială și ne conectăm și la ceilalți. Câteodată, știți, simțim așa că uităm să respirăm sau nu știm, nu mai suntem conștienți dacă respirăm. Deci, pentru a fi într-o stare emoțională armonioasă, respirați, faceți exerciții de respirație, practicați, puteți să practicați și meditație ca să aveți o mai bună conectare. Din punct de vedere al carierei, muncii, banilor, avem și aici o carte interesantă, o carte de transformare. Este vorba de Pluto. Pluto, știți că este planeta care este guvernatoarea schimbărilor radicale. Pluto este cel care ne ajută să facem acele schimbări, acele ieșiri din zona de confort care pot să fie dureroase, da? Pot să fie destul de imprevizibile și ele, dar în același timp el este cel care ne ajută să construim. Deci se poate ca în carieră să vă reconsiderați opțiunile, se poate să vă căutați un alt loc de muncă, se poate să începeți altceva. Deci fiți atenți la ce vă spune sufletul vostru și dacă este cazul, faceți acest lucru. Dacă nu o faceți, o să vină Pluto și o să facă el în locul vostru. A patra carte, planul spiritual interior-exterior, este cartea numărul 1, da, tot o carte de început. Este o carte care se numește Un nou început sau a lăsa în urmă trecutul. Deci este la fel ca și Nebunul, o carte de a pleca la drum, de a avea o nouă abordare. Vedeți aici în partea de jos sunt cărțile, nu se văd foarte bine, sunt exact cărțile Nebunul, cele trei cărți Nebunul din seturile Oracola lui Ciro Marcetti și cei trei porumbei care ies ca o magie din această cutie. Ei sunt practic acești emisari, acești soli ai noi schimbări și persoana care stă destul de circumspectă, încă cu masca pe față, neștiind cum să reacționeze la aceste schimbări. Deci, din nou, o perioadă interesantă în care dați-vă voie să vă schimbați, dați-vă voie să începeți lucruri noi și să aveți o altă abordare. Și ultima carte care se referă la contextul general și mesajul
acestei luni. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l aveți în vizor este blow up some steam, adică să mai reduceți presiunea, tradus așa mai plastic, să mai reduceți presiunea aburului. Deci, vedeți, aici sunt niște persoane foarte, foarte încărcate de adrenalină, de activitate, da? Este vorba de ego-ul nostru care tot timpul lucrează, ne dă acel drive, hai să facem asta și asta și asta, dar mesajul general este să mai reducem, da, motoarele, să fim atenți la modul cum ne deplasăm, să fim atenți la modul cum acționăm. De ce? Fiindcă atât mesajul cu nebunul, deci un nou început, această etapă de început, cât și mesajul pe care l-am avut în această carte, în zona aceasta de plan emoțional, plan spiritual interior, nu ne arată că ne-ar fi de folos o sforțare, da? Să fim foarte, foarte instabili și să fim foarte într-o acțiune foarte dinamică. Deci, mai încet, motoarele mai încet, da? Mai dați drumul la tot ce ține de adrenalină, tot ce ține de activități din acestea compulsive, da? Trebuie să fac asta și asta și asta. De ce? Ca să puteți să vă reconectați și la sufletul vostru și să vedeți cum să gestionați cel mai bine aceste începuturi. Aceasta a fost etalarea pentru luna februarie. Noi ne regăsim pe pagina mea de internet, lumistarlight.com, pe pagina mea de Facebook, Lumistarlight Astrology și aici pe canalul de YouTube, unde voi reveni cât de curând, sper, cu noi filmări. Toate cele bune!